Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Stimată Biserica Domnului Iisus, vă invit în cinstea Domnului să vă ridicați în picioare și să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 1. Vrem să citim pentru cuvântul de învățătură, cuvântul de predică care va urma, un text biblic care ne vorbește despre felul în care părinții trebuie să-și educe copiii și copiii aceștia educați ajung oamenii lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 1. Citim începând cu versetul 20 până la 28. Pagina în Biblie 291. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci, a zis ea, de la Domnul am cerut. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, i-a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiului ei până l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo. Copilul era încă mic de tot. Au înjunghiat taurii și au adus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă! Cât este adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-i dau Domnului toată viața lui să fie al Domnului și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Stimate familiei Florea și Strugariu, stimați frați și surori, noi suntem chemați de Domnul la pocăință prin credință. Și devenind oamenii lui Dumnezeu, fiind născuți din nou, citim Biblia, ne rugăm și mereu și mereu suntem expuși la învățăturile Bibliei cu privire la viață în general și cu privire la viață de familie în special. Astăzi, fiindcă două dintre familiile Bisericii Domnului și-au adus noi născuți să fie consacrați prin rugăciune și binecuvântați în casa lui Dumnezeu, folosindu-l acesta, să rostim încă o dată cuvinte de învățătură din partea Domnului pentru familiile bisericii, pentru tați și mame și despre felul în care ar trebui să-și educe copiii din de vedere spiritual și moral, în primul rând. Am citit textul acesta biblic fiindcă este un exemplu pentru ceea ce noi facem astăzi și pentru subiectul discuției noastre. Samuel s-a născut într-o circumstanță puțin neobișnuită, însă fiind adus în lume, a fost consacrat de părinții lui ca o împlinire a juruinței făcută înainte să fie născut și a fost consacrat lui Dumnezeu și casei lui Dumnezeu pentru slujbă și în slujba aceasta a rămas până la bătrânețe. Se poate vorbi despre multe lucruri folosind exemplul lui Samuel. Însă eu vreau să privesc dintr-un anumit punct de vedere exemplul acestui bărbat și exemplul părinților lui care l-au crescut și l-au dedicat Domnului. Iar titlul gândurilor mele este valoarea educației în familie. Vreau să spun în această dimineață
că foarte multe familii neglijează în parte, conștient sau inconștient, educația copiilor. Și mai apoi dau vina pe școală că au ajuns copiii nu tocmai bine. Dau vina pe biserică, dau vina pe învățătorii de la școala duminicală, dau vina pe anturajul copilului lor care e pe stradă, la școală sau în alt context. Fără să se întrebe câtă bază spiritual, morală au pus în copil când au fost zi de zi cu ei acasă. Vreau să vă prezint exemplul lui Samuel, ca pe unul care a plecat foarte timpuriu de acasă. Niciunul dintre copiii noștri nu va pleca de acasă, din familie, așa de timpuriu cum a plecat Samuel. Și totuși, nicio influență n-a putut să-i schimbe orientarea pe care l-a așezat mama și tatăl lui. Puținii ani pe care i-a petrecut în casa părintească acest copilaș, Samuel, au fost suficienți pentru ca să se așeze pe primele pagini ale agendei, agenda fiind o comparație cu mintea, cu mintea umană, care este goală pentru un copil când se naște. Priviți-o pe Michel sau priviți pe Nicol sau pe Alexa, care sunt în coșuleț aici în biserică. Ce pricep ei din ce se întâmplă în această dimineață? N-au venit cu nicio zestre intelectuală, au doar câteva instincte sumare, instincte primare. Unul este de clipit, unul de respirat, unul de supt și cam atât. Și puțin câte puțin, intrând în lumea aceasta foarte complexă, ei se deprind prin învățare și repetiție să facă lucruri pe care nu le-au făcut în pântecele mamei lor în primele 9 luni de viață. Și mintea lor acum este ca o agendă pe care o cumperi de la librărie. N-are nimic scris pe ea. Și ce se scrie în primii 2 ani se numește educație de bază. Și ce se scrie în acești 2 ani influențează personalitatea copilului pentru restul vieții. Copiii vor uita multe lucruri. Am vizitat zilele trecute un frate în vârstă, foarte în vârstă de la noi din adunare, și mi-a spus că nu mai ține minte. L-am întrebat însă, îți mai aduce aminte de lucrurile din copilărie? A spus, frate Luigi, foarte bine. Nici nu-mi explic cum despre lucrurile din copilărie mi-aduc așa de bine aminte, iar despre lucrurile de ieri sau de alaltăieri nu mai știu nimic. Intensitatea memoriei unui om se concentrează pe ce se învață în primii 2 ani. Ori Samuel a stat primii 2 ani lângă mama lui. Spiritul învățăturilor și învățătura în sine au format personalitatea acestui copil. Și mai târziu, indiferent de presiunile slujirii și ale vieții care au venit peste el, a rămas unul dintre cei mai integri bărbați ai Bibliei. Este adevărat, copiii noștri la 6-7 ani pleacă mai întâi la grădiniță, școală, apoi facultate, dacă merg la facultate, și apoi la serviciu. Și ies de sub influența familiei în mare măsură, expunându-se la alte influențe, școală cu profesori atei, cu colegi necredincioși, hinduși sau musulmani. Sunt expuși la curente de tot felul, pe care Biblia le numește spurcăciuni. Apoi își fac prieteni, nu toți sunt credincioși, sau poate niciunul dintre ei, apoi merg la facultate sau la lucru, la serviciu, și mediul creștin din familie se strică și se contaminează, devenind unul de cele mai multe ori absolut necreștin. Și influența sfântă din familie este schimbată cu o influență nesfântă din afara familiei. Și când un părinte, când o familie eșuează cu un copil, spune, păi din cauza școlii. E adevărat, nu putem neglija influența nefastă, rea a școlilor publice, dar unde este baza spirituală așezată de tata și de mama? Spunem prietenii, este adevărat, nu putem neglija influența rea a prietenilor răi, dar unde este influența sfântă a celor 2 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, a mamei și a tatălui? Spune, noi suntem membri într-o biserică care nu are nicio orientare spirituală, nu se ocupă de copii și de tineri. Poate fi adevărat lucrul acesta, în ciuda faptului că mă îndoiesc. Dar unde este sistemul de educație al părinților în primul an, când au fost cu ei 24 din 24? Unde sunt versetele biblice învățate?
Unde e obiceiul de a se ruga? Toate lucrurile acestea unde sunt? De ce așa de ușor aruncăm vinovăția unui eșec în familie cu privire la un copil asupra altor factori care i-au avut 2 ore pe duminică? Intenția mea în această dimineață nu este să iau responsabilitatea de pe umerii bisericii, ai școlii sau ai prietenilor și să o pun pe umerii familiei. Intenția mea este doar să spun următorul lucru. Sistemul de educație pe care îl pune tata și mama în viața copilului nu-l schimbă nimeni. Și chiar dacă copilul în primii ani ai tinereții este răzvrătit, și aici este mult de spus, dar nu spune nimic. Și părinții care l-au crescut în adunare și au încercat să le duce spiritual sunt mirați de cotitura bruscă și inexplicabilă pe care a luat-o comportamentul copilului înspre rău. Biblia spune următorul lucru: învață-l pe copil când este mic calea Domnului și când se va face mare nu se va abate de la ea. Este promisiunea lui Dumnezeu. Ce pot eu să explic mai mult decât cuvântul și promisiunea pe care a făcut-o cel prea înalt? Nu se va ține el de cuvânt? Este nevoie să vină un pastor sau un predicator să vă convingă că Dumnezeu, dacă a promis, se ține de cuvânt? Aveți nevoie să vă explice cineva că Dumnezeu nu glumește, nu uită și nu minte? Și dacă a spus că se ține de cuvânt, se ține de cuvânt. Pe mine mă pot opri mulți factori să fac un lucru. Pe Dumnezeu nu-L poate opri nimeni. Lăudat să fie numele Lui. El conduce universul. El plouă, El ninge, El aduce vreme bună, El schimbă noaptea cu ziua, El e Dumnezeul care conduce istoria. El a spus următorul lucru: învață-L pe copil când este mic calea Domnului și când se va face mare nu se va abate de la ea, pentru că Eu, Domnul, dacă tu ți-ai făcut partea când a fost copilul mic, Eu îmi voi face partea când este mare și îl voi binecuvânta. Aici vreau să menționez că nu trebuie confundată religiozitatea unei familii care vine la biserică cu sistemul de educație spiritual și moral al unei familii care, după ce vine la biserică, e un model prin modul de viață și prin învățătură față de copil. Revenind la Samuel, vreau să vă spun că el a fost un lider din seminția lui Simeon, numeri 34:20. A fost strănepotul lui Isahar, 1 Cronici 7:2. A fost primul profet în Israel, fapte 3:24. A fost ultimul judecător din Israel, fapte 13:20. Și toată viața lui, spune Scriptura în 1 Samuel, că a fost judecător. El a fost contemporan cu primul și al doilea împărat din istoria națiunii Israel, Saul și mai apoi David. Părinții lui sunt Elcana și Ana, o femeie care în mod natural nu a putut să nască copii și a fost foarte amărâtă fiindcă era stearpă. Atunci s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut o minune, i-a dat capacitatea să nască. În timpul acesta i-a promis Domnului că dacă va naște un copil de barte bărbătească, îl va dedica slujirii la templu, lucru care l-a făcut după aceea. L-a ținut acasă doar cât l-a înțărcat. La Moise spune că l-a ținut 3 luni și apoi l-a pus în coșuleț și l-a pus pe Nil. Dar pentru Samuel nu spune cât l-a ținut. Se apreciază că l-a ținut între 3 și 5 ani. Însă aceasta este doar o apreciere. Ce nu spune Biblia rămâne doar un punct de vedere. El a fost dedicat lui Dumnezeu la templu exact imediat după momentul înțărcării, la câțiva anișori. Biblia face această mențiune, era mic de tot. Acum să nici nu vă imaginați că Eli era cu un copilaș prin templu în brațe. Asta înseamnă că putea să meargă, putea să înțeleagă câte puțin, că l-a dus la templu și sigur că Eli n-avea grijă de un baby. El era preot, era în vârstă, spune Scriptura că abia se ridica de pe scaun, dar să mai aibă grijă de un baby. Era mic, dar în același timp era mărișor. Primul lucru pe care vreau să-l spun aici este următorul. Părinții care împlinesc porunca lui Dumnezeu își educă copiii. A-ți educa copilul, nu doar a-l crește, este o poruncă. Dacă a nu te închina la idol este o poruncă, a-ți educa copilul este o poruncă. A-ți educa copilul nu înseamnă doar să îl oprești să nu facă rău,
ci înseamnă să-l înveți să facă bine. Educație nu înseamnă doar să-i spui ce nu trebuie să facă. Pentru cei mai mulți părinți, educație înseamnă să-i spui ce nu trebuie să facă. Nu minți, nu fura, nu vorbi urât. Însă nu aceasta înseamnă educația. În primul rând, educație înseamnă să-i spui ce să facă. Educația nu are un caracter negativ. Educația are un caracter pozitiv. E o poruncă. Porunca aceasta devine o binecuvântare pentru părinți când copilul se face mare. Pentru că, în primul rând, te bucuri de el, ești mândru, în sensul pozitiv al cuvântului, de faptul că acest copil, în primul rând, îl slujește pe Dumnezeu și nu te face de rușine între oameni. Niciun părinte nu se simte bine și onorat în mijlocul prietenilor, vecinilor, fraților din adunare, când știe că copilul lui, mai ales în mod public, face anumite rele. Omul acesta se simte stânjenit, inconfortabil, rușinat, încurcat. Nu îndrăznește să spună prea multe lucruri despre copii, pentru că el are acasă un eșec cu unul dintre copii. Este o poruncă să ne educăm copiii. Această poruncă se transformă într-o binecuvântare, dar este și reversul. Când nu este împlinită porunca, ea se transformă într-un blestem. Vă ofer un exemplu scurt, l-am spus de două ori în ultimile două săptămâni aici în adunare, însă am fost foarte impresionat de înțelegerea lui. Doi dintre copiii lui Isaac, Iacov și Esau, au fost în conflict la momentul în care tatăl i-a chemat să-i binecuvinteze. Esau a vrut să-l omoare pe Iacov pentru că i-a furat binecuvântarea. Și citim în Scriptură că o mare ură a fost în inima lui pentru Iacov. Esau s-a căsătorit și a avut copii. Și copiii lui au devenit edomiți. Irozii din Noul Testament sunt din neamul lui Esau, edomiții. A avut și Iacov copii și au devenit Israel. După cum Esau l-a urât pe Iacov, așa copiii lui Esau au urât pe copiii lui Iacov. Și la 400 de ani, după ce a fost război între Esau și Iacov, la 400 de ani, copiii lui Iacov, Israel, vor să treacă prin țara copiilor lui Esau, Edom, și merg la căpetenia orașului, a țării, și spun: vrem să trecem prin oraș, permiteți-ne. Și edomiții spun nu. Și israeliții insistă și spun: frații noștri, lăsați-ne să trecem pe drumul mare ca să nu fim expuși la pericole, la tâlhărie și la pustia fără apă, ocolind țara voastră. Lăsați-ne să trecem prin mijlocul cetății, vă plătim apa pe care o bem, vă plătim pământul pe care calcă talpa piciorului nostru, nu vrem nimic pe gratis. Și în ciuda faptului că nu s-au văzut niciodată cetățenii Edomului cu cetățenii lui Israel, oamenii ăștia inexplicabili și fără niciun motiv au spus: dacă treceți prin țara noastră, vă omorâm pe toți. O ură inexplicabilă, moștenită din generație în generație, datorită lui Esau s-a manifestat în copiii lui și datorită lui Iacov s-au manifestat în copiii lui. În momentul în care o familie nu suportă o altă familie, copiii primei familii nu vor suporta copiii celei de-a doua familie. Ei n-au nicio vină, n-au nimic de împărțit, dar copiii primei familii preia războiul familiei și îl duc împotriva copiilor celei de-a doua familii. Și războiul de la primele familii care s-au ciocnit este dus de copiilor și e preluat de nepoți și e dus de nepoți. Și n-au niciun motiv să se certe copiii și nepoții, dar se ceartă pentru că spiritul discuțiilor din casă, spiritul din inima lui tata și a lui mama pe care copilul l-a văzut toată copilăria, îl contaminează, intră în inima lui și îl scoate sabia și poartă războiul lui tata. Vă sugerez, frați și surori, cu multă curăție de inimă și cu multă responsabilitate, nu bârfiți pe nimeni în fața copiilor, că vă nenorociți copiii. Feriți-vă să vorbiți de rău pe cineva în fața copiilor, pentru că în momentul acela copilul dumneavoastră, ținând la dumneavoastră, îl va urî pe omul ăla. Poate dumneavoastră, fiind adult, nu-l veți urî și vă veți rezolva situația mâine cu el. Dar copilul, fiind copil, în inocența lui, în lipsa lui de control de plin asupra vieții, îl va urî pe omul ăla toată viața, îi va urî soția, îi va urî copiii și nu-l va suporta niciodată și vă veți nenoroci singur copiii. Feriți-vă să puneți ura personală, resentimentele personale, nemulțumirile personale,
în inima copiilor dumneavoastră, pentru că ei vor deveni soldații dumneavoastră care vor continua războiul. Și dacă dumneavoastră vă opriți sau nu, ei nu se vor mai opri. Să nu-i puneți pe copii în situația aceasta că o să vă pară rău într-o zi. Feriți-i să știe nemulțumirile dumneavoastră. Feriți-i să știe de războaiele pe care nu le puteți controla și de micile neînțelegeri de moment sau mai prelungite pe care le aveți cu cineva. Feriți-vă! Și dacă e posibil, nu spuneți nici partenerului de viață. Nu dați mai mult foc, încercați să-l stingeți, nu să-l aprindeți. Pentru că într-o zi după ce ars casa o să vă plângeți că stați sub cerul liber. Foarte mulți copii astăzi nu suportă autoritatea din biserică, nu suportă biserica și are o părere foarte greșită despre biserică, doar pentru că în inima lor a fost inoculată de-a lungul copilăriei această idee, datorită părinților care au povestit de față cu copiii toate întâmplările negative și uneori exagerate ale adunării sau ale micilor neînțelegeri pe care ei le au cu nu știu cine. Oameni buni, copiii aceștia nu trebuie să devină purtătorii războaielor noastre. Observați că părinții lui Samuel au fost niște oameni deosebiți. Priviți-o pe mama lui. Ana a fost o femeie credincioasă, o femeie de caracter, o femeie a rugăciunii, o femeie luptătoare, o femeie care s-a încrezut în Domnul. O mamă deosebită. S-a bazat pe promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Priviți-l pe tatăl ei. Textul care nu l-am citit, din fața textului pe care l-am citit, vorbește despre ea. Al doilea text, cel pe care l-am citit, adică a doua jumătate a capitolului 1, vorbește despre el. Priviți ce om de treabă, priviți ce om delicat. Și în prima parte se vede, el îi spune, nu fac eu pentru tine mai mult decât nu știu câți fii. Ce putea să-i facă un soț, soției lui care nu avea copii, încerca să o consoleze, să o mânghe, să o îmbărbăteze, să-i ridice moralul, ce putea să-i facă mai mult? Un om deosebit, un om care a înțeles-o, un om care și-a îmbărbătat soția. Un om care a fost alături de ea în criza personală a feminității ei, încercând să devină mamă și fără să poată deveni. Dar și mai târziu, când are copilul, nu era doar copilul ei, era și copilul lui. Era copilul amândurora. Și ea spune, îl duc la templu și el spune, fă ce vrei tu. El știa cât s-a rugat femeia asta pentru copil. Și a spus, e al tău. El știa ce i-a promis femeia lui, Domnului. Și a spus, ține-te de cuvânt. Ce copil a fost copilul lor? Băiat. Cât ține de mult un tată la băiatului? Primul băiat, singurul băiat. Mai ales când știi că soția nu-ți poate naște copii. Păi domnule, ții mai mult la el decât la tine. Și el îi spune, du-l la templu. Ce om credincios, ce bărbat de onoare, ce tată special. Cu acești doi copii a stat Samuel puțin și restul vieții a ajuns. Toate vânturile care au venit peste acest bărbat mai târziu nu l-au clintit. Pentru că educația din familie este valoroasă și este de bază. De aceea am numit cuvântul meu de predică valoarea educației din familie. E adevărat că școala afectează negativ copilul, dar ea este contrabalanțată de educația din familie. E adevărat că anumite anturaje afectează negativ copilul, dar ea este contrabalanțată de educația din familie. Educația din familie este valoroasă. Dacă e ratată, nimeni nu poate împlini. Nici păstorul, ne uităm la păstor că nu ne educă copiii. Fraților, iertați-mă, nu-i slujba lui. Și chiar dacă ar fi, nu poate să facă asta. Una este să păstorești, alta este să educi. Nu confundați aceste două lucruri. Slujba păstorului este să păstorească. Nu este să educe. Educația se face când e copilul mic. Când ți-ai format o direcție în viață, nu-l mai schimbă păstorul. Dacă nu l-a schimbat mama și tata, ani de zile, 24 de ore pe zi, acum două ore la adunare îl schimbă păstorul, face om de treabă. Sigur, păstorul influențează prin pastorație, dar nu-l educă. Educația e privilegiu părinților. Nicăieri în Scriptură, Dumnezeu nu poruncește unei alte instituții să educe copilul decât tata și mama. E responsabilitatea lor. Închei spunându-vă că atunci când părinții își fac datoria și Dumnezeu își face datoria. Și pentru că Ana și Elcana și-au făcut datoria, când copilul s-a făcut puțin mai mare, Dumnezeu vine la el și spune, Samuel, și copilul acesta pentru că a învățat să asculte, a spus, da, iată-mă. Și Dumnezeu parcă îi spune, mama și tata și-au făcut datoria față de tine și acum este rândul meu datorită promisiunii cu care m-am angajat.
Eu te chem să devii slujitorul meu. Observați că Eli n-a reușit să-și educe copiii lui. Și au fost niște copii răi. Și Samuel a fost un copil bun. A fost bun că l-a educat Eli? Nu! A fost bun că l-a educat maică-sa și cu taică-sa. Mai târziu e pe lângă Saul, un împărat așa cum a fost. L-a compromis Saul pe Samuel? Nu! De ce? Slujba lui Ana și Elcana în primii ani înainte să-l înțearce a fost fundamentală. Valoarea familiei este atât de puternică încât dacă își face datoria asupra copiilor prin educație și după ce pleacă din casă, e adevărat că sunt vânturi, sunt îngrijorări, sunt ezitări, poate mici răzvrătiri, dar până la urmă, Dumnezeul cerului și al pământului cinstește copilul acela cu prezența sa datorită ascultării părinților care și-au făcut datoria și s-au implicat în educația copiilor. Vă chem în această dimineață în mod deosebit pe dumneavoastră familii Strugariu și Florea și pe toate familiile Domnului, inclusiv a mea, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem că noi conducem familia, nu copiii, care ne spun nu vreau, nu vrei. Ce ar fi să-i spun și eu lui Dumnezeu la fel? Mă rog lui Dumnezeu să ne dea fermitatea de a fi tați și mame în casele noastre, de a ne educa copiii și de a încerca cât depinde de noi ca oameni să-i călăuzim pe calea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care a promis nu va uita ceea ce a promis și își va face partea. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.